Ai vrea să o cunoști pe de-aia? Ia. Yeah. Cred că tu. Am bani. Mi-o bagi mie pe gât. Mă, s-o cunoști. Tu. Eu? Eu o cunosc. De unde? De unde? De aici, de acolo. Ai avut un date cu ea? Ce? Ai avut un date cu ea? Dar tu ți-ai dorit un date cu ea? Cu cine? Cu Dea. Cu Dea, nu. Uitați-l pe Beni azi noapte. Dormea. Dea. Mari. Dea. Mari. Mari. Dea. Așa, mă, Beni? Da. Te-ai băgat la somn cu gândul la ele. Stai puțin. Dacă Roxana... Dacă te-a votat și-a văzut pe Dea afară din cauza lui... Mai era cum mai era. Da. Dar a și specificat. Bă, mi-o dă mie. Așa pentru nu, serio? Nu, mă, dar le face Iurea, frate. Serio. Aiurea, care-i faza vreodată? Bă, frate, bă, dar am vorbit de am cum se face de ea, că de fiecare dată să mor dacă nu, ți-e place celălalt bărbat care îți place mie. Păi asta vezi că n-a știut că îți place. Dar vezi, Mari, dacă nu vorbești. Frate, am vorbit aseară ce ai nevoie. Am vorbit aseară, dar când am spus eu ieri că îmi place și așa, dar noi când nu te-am întrebat și după ce am vorbit aseară? Păi și ce vrei să nu-i mai placă? Bă, pe bune! Dar vrei să-mi întrebat-o am înțeles, trebuie să-mi arăți mie lucrul ăsta. Îți place de Rafa? De Rafa, doamne, de Beni? Asta puterea dragostei. Secret, secret, hai să nu zic. De asta e rău să nu zici. Ai venit cumva că nu să nu te mai baci, că îi împreună cu... Eu vreau să spun un lucru ăsta și gata. Da, când o să zic, o să zic că, bă, de hai, grădină, vreau să te explic, eu sunt cu Mari, te rog, nu te mai băga. Da, eu vreau cameră roșie și ochi pe Beni, hai. De două. Doamne, Mari, că după aia se supără Mari, zice că chiar... Nu, se supără Beni, că urcă și coboară scările. Le dai, ai glumesc, mă. Lasă, frate, că știu că din glumă în glumă tu o dai în serios, că așa ai făcut și cu Iordache și așa ai făcut și acasă. Păi da, da, vezi că tu te-ai băgat peste mine în și glumă, Iordache, da? În glumă, unde m-am băgat eu peste tine, mai nebun la cap, că m-am băgat eu peste tine. Serios? Da, mai zura, mă, nu, păi, dar eu am stat prima dată, eu am venit prima dată și am vorbit eu și după aia tu ai da, venit. Da, i-am vorbit. Câte convorbire aveam eu cu Ior, dacă tu da, nu existai pe ăsta. Bă, Mari, da, tu atunci ai fost cu el? A, dar urât înainte să... Păi asta zic. Păi asta zic, și atunci ai fost cu el, oricum m-a pe Beni, dar ce are? E, nu mă bag pe Beni, eu doar glumesc cu ea, dar văd că ia foc aiurea, știi? Păi cum să nu iau foc de ea, frate? Seara am vorbit. Băi, Mari, tu ești sănătoasă la cap. Eu stau să mă cer cu tine astăzi în emisiune. O oră ți-am explicat. Ieșim în club, ne distrăm și acum ne certăm pe o brățară, practic. Păi nu, dar măi, vezi, frate, că am impresia că le faci intenționat. Da, pe le faci. Poate îi place și ei de Beni. Intenționat să te supere. Ba da, intenționat. N-ai cum să fii bărbat urât, Beni, adică... Nu e bărbat urât, sincer, nu poți să... Păi nu e. Păi nu e. Uite că e și Roxana, e cu Iancu, îi cu Iancu și Bea, că îi place de Iancu. Nu, dar fii atent că tu erai pe canapea cu el și el n-a zis da, 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 da. Da, 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 ce face, în fapt? Da, i-am spus să plece. Păi și n-a plecat. Ce a spus, de ce? Păi asta zic, că n-a plecat, adică trebuie să vezi și noi doar la tine. Mare e chestia, dacă este să fie, va fi. Dacă înțelegi? Nu, da. Beni nu cred că o să vrea să o cunoască pe Dea mai bine. Eu am avut unele discuții cu el chiar cu o seară în urmă, deci nu. Stai să zic, deci Dea era acolo, ea nu știa că ai treabă cu Beni, că tu nu i-ai spus, da? Așa, prietene, cum ai fost, nu i-ai spus acest lucru, dar Dea stătea acolo, Beni a venit și Dea mi-a zis înainte să coboare că îi place Beni, că am întrebat de ce băiat îți place și zici că Beni mi-a tras atenția și a coborât Beni și... Da, eu nu știu. Dar direct, zici că era programa și zic, Beni, ce părere ai despre Dea? Și zici că e o femeie deșteaptă, stai, o femeie matură și frumoasă. Deci da, este no, matură. Dar 3-2 s-a legat ceva și de asta... Dar se vede cum o privești, am văzut ieri chestia asta. Cine mă întrebi? Eu de Marius pe Dea. Eram acolo în casa băieților cu cine ea. Cine mă? Marius Beni, pe fată, ce? Se bate femeile pe tine, Beni. Beni, se bate femeile pe tine. Se bate, se bate, da. Se bate. Se bate, se bate. Beni, se bate femeile pe tine, mă. Hă? Îmi pești mie. Cine câștigă? Bă, băiatule, bă, nu mai poți, mă doare. Îmi pui meu. Eu tot zic că trebuie să vezi ce face și el, nu mai ia, că Mari, e prietenă la ea. Eu te-aș ruga. Eu înțeleg că e prietenă la ea. Eram, suntem, nu știu cum să mă exprim, prietene, da? Băi, nene, tu ai putea să faci asta un lucru în delitare? Da, eu n-aș putea să fac, dar de ce te uiți la el, fatăl, o bagi numai pe ea? Băi, Mari, iar dramatizezi, că cu el am vorbit, frate. Nu mai dau mare, da. Cum ar fi? Păi nu mă dau pe bune, frate, mă lași. A, brățara mea, fac eu, dregul. Da, frate, dacă Roxana a vrut să-mi dea brățara lui Beni, care-i treaba, că nu știi că eu vorbesc. Că sunt Iangu și să vorbești tu. Dacă ți-o dădea, te mai ziceam, o vrei cu ea, o pune acum dacă faci atâta tarantele pentru o brățară. Ia brățara, na. Ia brățara.
care de fapt e de la Iancu, nici de cum de la Beni. Ba nu-i de la Iancu, e lui Beni, asta fată. Cum e a lui Beni, mi-a dat mie prânzarea. Păi ce care mi-a dat-o Iancu mie. Păi ea era în capul nervos când mă ceva face cu prinții într-o dată, ai înțeles? Eu chiar am crezut că e dai fai. A dat altă brățară, așa? Dar se vede fata că face intenționat. Dar nu chiar îi place, că am vorbit cu Ianca. Îmi place și intenționat soata. Dar am vorbit cu Ianca, mi-a zis pe ea. Dacă îți place până nu zici că sunt împreună, nu ai nici obligație să te, să te abții. Nici de cum n-aveam cum eu să dau jos brățara de la Beni de la mână, să fim serioși. Ea a crezut, dar într-un final i-am spus că este brățara de la Iancu și că nu o să-i dau brățara mea pe care am luat-o de la Roxana, de la Beni și de așa mai departe. De parcă, Mari este cu Beni de face așa. Frate, omul e singur și alege ce vrea el. Da, mă, dar el vorbește cu ea. Să vorbesc cu Mari, mă. Cu ea. Cu cine? Mamă, Beni. Cine adică o simpatizează pe Mari. Deci ce? Poate să vorbească și de ea cu el. Ascultă-mă, mă refer că el acum e în perioada de cunoaștere Beni cu Mari. Pe și ce? De la gestul care l-ai făcut tu pentru ea, pe tot internetul numai tu cu Mari erai, cu poza aia, cu când țineai tu de flori și cu ea. Pe tot internetul numai poze cu voi doi. Și mi-asum, asta e. Am spus ce mă, dar Beni a spus că îi place pe Mari. Beni, care este situația, frate, că nu e. Tu ai spus că îi place pe Mari. Dar ce mă, Dea nu-ți place? De ea. Păi dacă vorbesc cu Mari, cum pot să zic că îmi place de ea? Îi place de ea ca prietenă, nu cum îmi place cu Mari. Am spus că o văd o cea mai mare. Okay, matură, o femeie matură și frumoasă, atât am spus. Dar n-am spus că vreau să o cunosc sau ceva. Da, tu trebuie să faci lumina aici. Da, tu trebuie să zici. Pentru că ele se ceartă acolo. Dacă tu spui ceea ce trebuie, crede-mă că o să se facă liniște. Băi, Dea, uite, mie îmi place de tine ca prietenă în casă, eu vreau să o cunosc pe Mari. Dacă ne face și nouă legătura, să vorbească Beni, să facă... Lasă-mă, lasă că le zic eu. A, el vrea să lase încă puțin întuneric. Dea e cu Bobicioiu. Lasă-mă că îl trimite în cameră la fete. Vezi, dacă tot ai început să-i dai atenție la o fată... Dar n-am dat nicio atenție, m-am stat aici lângă și ne-am jucat. Ce-a fost ieri? Nu, 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 de Dea. Zic de Mari. Toate sunt interpretabile. Dacă da, lui Mari am dat. Ta... Îți mai amintești episodul cu Mocanu, cu Cizma, cu mângâiatul, cu așa? La fel ai făcut, deși n-aveai cuplu cu el. Deci nu faci și cu Beni același lucru. Eu nu spun că eu sunt atrasă de Beni sau că îmi place Dea. Mie de Beni. Dea. Da. Beni a spus că lui îi place de Mari și că el deocamdată vrea să cunoască pe Mari. Dar știe și ea, măi. Da, băi, vorbești. Da, mă, mult, dar mă enervează, frate, că așa a făcut și cu Iordache. Nu știu, eu am impresia că e geloasă pe mine. Frate, se bagă ea în toate cuțile și în toate astea. Deci, dacă nu se vede că face intenționat și serios, de nu credeam prietena mea, am ieșit în club, am vorbit cu fiecare seară și acum... Ce? Eu cred că Dea se potrivește mai bine cu Beni. Hai mă, da și mie, mă, păi, Ale, îmi place lui Beni. Bravo, Doamne, zic tu, Alex. Te bagă și el, da, mie, mă, femeia. Băi, eu zic că sunt mai bine, frate, cu Dea. Dar lasă-mă, ce trebuie să-mi placă Mari nu e de tine. Da, mă, dacă mie îmi place, ce mai sunt bine lângă Mari. Uite, dar lasă-mă, că dacă îmi place Mari. Ia, stați-mă puțin, stați așa, lăsați-l pe Beni să vorbească, să facă lumină, să decidă. Bă, spune așa, Mari, fată dragă, nu duci de mine. Îmi place de Dea. Beni, dar tu ești liber până o să-ți oficializezi relația, să cunoști pe cine vrei tu. Păi asta zic, eu stau cu cine îmi place mie. Păi da. Și de cine îți place Beni mai mult? Zici și tu sincer. Dar nu mai mult, să zic că vrea să le cunoască pe amândouă. Mă ales să vorbesc cu Mari, vorbesc cu Mari. Băi, vă rog frumos, lăsați-l puțin pe Beni să vorbească, că stilul ăsta nu se facă lumină. Bine, să zic asta. Vrei să le cunoști pe amândouă sau doar? Bă, stau cu Beni, lasă-l în pace. Beni, îți întreba, vrei să le cunoști pe amândouă sau doar cu Mari? Băi, momentan nu cunosc pe Mari și rămân la Mari. Lasă-l pe el, frate. Băi, să-mi opresc și mie. Ați auzit? Momentan o cunoaște pe Mari și rămâne la Mari, așa? Nu-mi place să joc la două capete. Dar nu jucai la două capete dacă faci asta. Mamă, dar nu înțeleg nimic. Da, nu juca la două capete. Și ar fi fost Alex să vorbească cu tine, să mai vorbească și cu vreo trei din casă. Păi da, să vezi. Dacă am salut și stau de vorbă cu ele, nu înseamnă că am ceva cu ele, nu? E, de aia să vă zic, voi o încurajați pe Bianca să placă de ea cu care are iubită deja? Și nu-i problemă, nu-i joacă la două capete. Bianca îi place de Iancu. Păi, dar nu-i place de ea. Și lui Dea îi place de tine. Ce treabă are că îi place de ea? Și eu n-am treabă cu Dea.
Auzi. Păi și ce, Bianca, ce treabă are cu ea? Eu vă iubesc pe toți. Păi Iancu s-a apropiat. Ce? I-a dat Romina la brățara de la Beni, păi era să mă calce aici în picioare pentru brățara de la Beni. Nu, toți ne-ai pe ea, uite, Casima, toți ne-ai pe ea, doar la ridicat, nu s-a cântecă în picioare. Băi, dar acum, pe bune și sincer, ar trebui să-i lăsăm puțin să vorbească, să comunice, pentru că noi vorbim și ei nu comunică. Da, mă, să vorbească, să vorbească. Când e legătura pe televizor, nu trebuie să comunice doar două persoane. Nu, nu am spus că trebuie să comunice, Simina, n-am spus că trebuie să comunice doar ei doi. Dar acum e o problemă care trebuie să facă nimic. Păi da, să se văd, lasă mai îndure puțin, că nu, dar știi ce mă enervează? Că eu aseară am vorbit cu Dea și am explicat, frate, că mie îmi place de Beni. Și după toate astea, ea vine astăzi și m-a întrebat, cred că de 5 ori, îți place de Beni? Da, îți place de Beni, dar de ce îți place de Beni? Uite că așa vreau eu, că îmi place mie de Beni. Ei, dar eu nu... Dar n-am ce să-i explic, mă, dar nu am ce să-i explic. Da. Tu nu ești prietenă cu Mari? Nici eu nu înțeleg. Păi nene, dacă ea nu înțelege și nu știe prietenie să gestioneze situațiile, uite unde ajunge, mai înțeles? Da, dar tu nu te-ai dat la Beni, nu? Păi cum să mă dau la Beni? Ce-am nu făcut dat, mă, dacă a stat pe de ce e gelos? Pe canapea păi, nu te-am dat la Beni. Păi, băi, dar pentru că îi place de Beni, băi, și ador ce ai și tu, frate. Dar nu știu, eu știu ce-i între voi acolo. Și dacă îi place de Beni, ce-am? Băi, dacă a nu înseamnă că s-a dat sau m-am dat la ea, m-a stat de dor. Păi, da, mă, nu am făcut nimic. Că i-a dat Beni emoticon pe Instagram. Băi, lasă după ea, nu-și provocare-o. Bă, dar tu ești păi, dar mă enervat! Dar zici că ai 10 ani de căsătorie cu el, frate! Dar pentru așa a fost cu el! Bă, bă, iau-te! Băi, luați apărarea lui Bianca și iau-te vă cearta acum! Stai puțin, Bianca! Da-și, mă, tu! O, da-și, 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 același lucru s-a întâmplat și cu Mocanu, când era în tatonări cu Mari și eu am stat cu Mocanu fără nicio intenție, da? Și a luat foc și am început să ne bălăcărim și să ne spunem lucruri urâte. Dar nu aud, frate, deci nu pot să vorbesc. Haideți să și vorbim și să lăsăm puțin jignirile, că asta putem să o facem la fiecare minut. Dacă să purtăm o conversație normală și chiar, care chiar stârnește interesul, nu putem să o facem tot timpul. Corect? Nu vorbește față. Eu vorbeam despre episodul dintre Mari și Mocanu, când el nu știu ce a făcut cu cizma Bogdan, dacă-ți mai amintești. Și a sărit Mari ca arsă, deși nu avea nicio legătură cu Mocanu. Ce zice, că a făcut el cu cizma? Când a fost el înainte, când eram eu cu Mari în tachinări. Desena pe cizmă. Îi desenam eu, îi desenam pe cizmă, că avea piele întoarsă. Îi desenam de ei și eu atunci mă cunoșteam cu Mari. Ok, și de asta spun, este a treia oară când Dea îmi face mie lucruri. Ce vreți, da? Ce pot eu să cred despre Dea, frate, am ieșit cu ea în club. Am vorbit cu ea în fiecare zi și acum a treia oară vine și face aceleași lucruri. Ei, na. Nu știu ce are.